Lucrarea se numește Călăuză, a fost expusă întâi în anul 84 la aceeași expoziție pe care o mai citasem la Galeria Baukunst din Köln, o galerie splendidă din nordul Germaniei. Ce exprima această idee? Era vorba de o formă masivă, o formă masivă ca un cub, din care se desprinde un grup de personaje, ca să le spunem așa, deci de elemente figurative care prin ritmicitatea și multitudinea lor creează acea idee de mulțime care i-a fost proprie lui Peter și pe care a dezvoltat-o în câteva lucrări de așa manieră încât am putea să definim o temă specifică lui mulțimea. Dar această mulțime avea înainte mergător un personaj care apare în anumite variante pe care Peter le-a avut cu această lucrare. Și voi exemplifica acest lucru, sperând ca să se vadă în imagine, cum din întreaga această mulțime de personaje se desprinde. Acestea aveau mai multe elemente figurative, aveau cap, aveau corp, deci aveau un grad de stilizare mai redus, astfel încât ele să poată să semnifice și să sugereze ideea de mulțime. Avea un negativ al lucrării, pentru că lucrările se turnau în bronz și aveau nevoie de o formă de gips negativă care să preia urma lucrării pentru turnare. Și asta a stat multă vreme pe raftul lui. Peter a murit în 2009. Acum 3 ani, așteptând să fac o expoziție la Muzeul din Craiova, am găsit negativul lucrării. Lucrarea nu mai exista, era înstrăinată, și am găsit negativul lucrării, l-am dat la turnat, fără să am pozitivul lucrării. Și a ieșit această lucrare, mult mai epurată formal, mult mai aproape de sensul monadelor pe care Peter le-a făcut, în care figurația, chiar aceea intermediară pe care la un moment dat o lăsase și lăsase mulțimea să se citească ca formă a mulțimii, dispăruse, și acum practic găsim o lucrare sintetică în care un masiv corp monolitic lasă să se desprindă din carnea lui, să se desprindă câteva figuri care să fie acele figuri simbolice ale mulțimii care premerge o mișcare de idei sau care premerge o mișcare de ideatică.